caralho. Salutare lume și bine v-am găsit la un episod mai special de data aceasta. Sunt cu Doru aici. Salut, Doru! Salut! Doru este un abonat, cred că este unul dintre primii abonați. Da, ne cunoaștem de pe YouTube. Astăzi voi face un episod împreună cu el. Vrem să vedem cine va câștiga în trafic o motocicleta sau bicicleta. Avem de față bestiile motorul lui Doru. Ce motor este, Doru? Este un Yamaha R1 din 2005. Da. Dezvoltă 178 de cai. Oho, e ceva. Și eu am un Canyon, toată lumea știe, știi, cu două pedale, două picioare, știi. Acum să vedem cine va câștiga toată chestia asta cu traficul. Suntem, e ora de vârf, e ora 4 și vom vedea cine va ieși câștigător și învingător după duelarea asta din trafic. Haideți să vedem cine se va descurca mai bine. Dragii mei, suntem aici de față, traficul este foarte mare. Va avea Doru montat un GoPro pe el și iar eu un GoPro. Și vom vedea cine este câștigătorul și cine va ajunge la destinația de unde am filmat primele secunde din acest episod. Haideți să dăm bice și să plecăm. Succes! Hai că ne vedem la final! Mulțumesc! Hai să vedem cine va câștiga! La trafic, presupun că la slalom printre mașini eu voi fi câștigător. Mă gândesc, cred. Ia, facem pe aici așa. Traficul este foarte mare, după cum puteți vedea. Haide, treci. Hai, boss, nu-l lasă nimeni. Of. Lumea asta e nedreapt. Dorme. Da. Am înțeles, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc mult, apreciez. Haideți să ne încadrăm pe partea dreaptă. La semafor, Doru a ajuns, cred că, printre primii. Domnul de mai devreme mi-a spus să am grijă pentru că sunt mulți stâmpiți. Se schimbă banda de pe... Uitați-l pe asta. Să apare în orice clipă.
oprit din nou roșu. Și asta e și ideea. Când e foarte aglomerat, cel mai ideal e să mergi cu bicicletă sau chiar cu transport. Hai, mamă, Dorule e mai obosit. Țip efectiv în cameră. Sper să nu mă înjurați. Haide bă, să dăm mai tare. Băgăm foaia 3. Și hai să dăm mai tare. Prin semafor. Aoleu, uite-l și pe ăsta, mă. Am prins semaforul, sunt sigur că... Aoleu, și ambulanța în spate. Deci a prins doar o verdele, vreo 7 semafoare de verde. Deci nu am șansa, efectiv. Dar ca și timp la semafoare pot spune că îl faci cam același. Sunt sigur dacă aș fi avut o electrică, probabil bătaia era foarte apropiată. Am prins gata, nu mai pot. Și am prins din nou roșu, se mor eu, că m-am săturat. M-am și încălzit. Hai, galben, hai, dă-i. Dă-i, bravo. E prima oară când fac un episod de acest gen și este totul nou pentru mine. Pe trotuar, Mr. Gogoș. Pe trotuar, Gogoșel, cam așa ar fi, nu? Ori respectăm, ori nu. Deja m-a dat cu aspirație. Thank you.
Clar, cu siguranță doar m-a ajuns. Stadionul Bacăului, o ruină monumentală, pot spune. O ruină de care nimeni nu se mai ocupă de ea și păcat, e păcat pentru că au fost meciuri foarte mari pe acest stadion. Haideți să semnalizăm aici. Ne-am luat dorul, asta e. Dorurile data viitoare te fac cu mașina, să vedem cine mai câștigă atunci. Da? Dorurile cu mașina te fac. Tu, eu cu bicicleta, tu cu mașina. Și atunci vedem, frate meu, cine o să câștige, mă, da? Aici mai spart, mai rupt la... la asta. Deci este 17:44. Și acum să vedem cât va dura până când Vlad va ajunge. Estimez la 2-3 minute, cam așa. Pot să-i dau un mesaj să văd pe unde e? Da. Te-ai odihnit câteva minute, bune. Puțin, da. Iată că Vlad este aici, au trecut doar 3 minute, ceea ce este mai mult decât impresionant. 3 minute am făcut? Felicitări, da. Pe bune. Serios. 3 minute. Da.
Ești transpirat. Nu mai pot. Deci credeți-mă că nu mai pot, frații mei. Am zis că mor. Am prins semafor. Tu n-ai prins semafoare? Nu chiar. Nu am acordat importanță. A? Nu am acordat importanță. Da, data viitoare, cum am spus și oamenilor, te provoc cu mașina. Foarte frumos. Cu mașina nu o să mai câștigi. Cu siguranță. Cu mașina nu cred că o să mai ai șanse deloc. Se vede, hai că ai, câți cai are? 178. Hai că ai nea, eu ce am? Două picioare care... Na, m-au scos... A fost un minus pentru mine astăzi, pot spune. Deși chiar mă așteptam să eu să câștig chestia asta. Dar ce să-i faci când e motor mai puternic decât o bicicletă cu pedale? Dacă ar fi să aleg în trafic, întotdeauna aș opta pentru biciclete sau trotinete. Da. Nu aș încurca traficul cu mașini sau motociclete de la A la B, mai ales în orele de vârf. Asta e adevărat. Dar gândește-te că o bicicletă oarecum mai poți să mergi pe timpul friguros. Dar cu motorul nu. Nici atât. Nici atât. Și acum e foarte periculos că e puțin umezeală și frig afară. Îți alunecă, ai ca bicicletele foarte netede. Și... Gândește-te că la bicicletă ții niște mănuși, o maletă termică și nu-ți mai trebuie nimic cât încălzești pedalând. Băi, Doru, îmi pare bine că am colaborat și am putut face acest... A fost un experiment frumos. Un experiment frumos și... Rezultatele au fost... Oarecum poate lumea s-a așteptat să fi câștigat bicicleta, dar... A câștigat Yamaha-ul. Ce se poate data viitoare va fi mai aglomerat și voi... Da, poate am greșit ora, că... Este ora 5.44. Oarecum lumea a ieșit de la muncă mai repede, pot spune, e vineri. Și mă gândesc că nu a fost luni. Lunea de obicei ar fi fost, cred că, cea ideal, mai de vârf zi. Da. Cea mai de vârf zi. Mulțumesc mult, lume, că m-ați vizionat. Nu uitați să dați un like, să intrați la Doru acolo pe canal. Și Doru are un canal de YouTube care cred că se va apuca de YouTube și el odată. Odată și odată. Odată și odată. Va face episoade cu fulgerica asta albastră și poate să facă multe. Și de ce nu vom face și un episod cu el de pe motor. Nu uitați să dați un like, un share și să ieșiți în natură pentru că este sănătos. V-am pupat, pa, pa, toate cele bune. Pa, pa.